Vă mai spun doar atât. E clar că România va juca în optim pe 2 iulie la München la ora 19. Nu știm care va fi adversara României, pentru că încă mai sunt partide de jucat pentru ca cei care vor intra în noua competiție să fie cunoscuți. Dar, evident, urmărind Digi24, veți ști despre cine este vorba. În imagini vedeți bucuria oamenilor care au mers în piața universității pentru a marca egalul cât o victorie din această seară, România-Slovacia 1, egal, în vreme ce celelalte două echipe din grupa noastră, Belgia și Ucraina, au făcut 0 egal. România se califică în optim de pe prima poziție din grupa de care a făcut parte. Revenim în studio la discuția despre alegerile prezidențiale. Astăzi doamna Lasconi spune că pot să fie alegerile oricând, domnule ministru, pentru că ea este pregătită. Vrea să-și asume candidatura pentru prezidențiale din partea USR, iar toată discuția asta cu data alegerilor pe ea o lasă rece, pentru că ea vrea să candideze și e pregătită. Acum, discuția asta cu data alegerilor, într-adevăr, are un parfum ridicol. Deci, hai să ne imaginăm, președinții de Consiliu Județene, primarii care s-au ales cu miile în țara asta, vin la sediu și spun, hai să vedem acum cum stabilim, dacă e pe septembrie sau nu e pe septembrie, dacă e cu o săptămână. Hai să nu ne luăm de ridicolul. Pentru telespectatorii noștri să spunem că sunt deschise următoarele variante. Septembrie, octombrie, noiembrie, exact, și decembrie. Și avem un conflict până la cel mai înalt nivel și transmitem la presă că încercăm tot felul de variante tocmai pentru a fi ideea noastră cu septembrie și nu ideea voastră cu noiembrie. Vă rog eu mult de tot. Haideți să ne autorespectăm dacă alții nu știu să ne respecte. Este clar că aici este un tip de aranjament care într-o săptămână se va dovedi cert. E căutat aranjamentul sau a fost? După părerea mea, da. Deci ce s-a întâmplat după alegerile locale? Practic, raportul conflictului politic din România, sistem-antisistem, prin aproape dispariția USR-ului și căderea aurului la jumătate din preț, așa cum era estimat, lasă celor două partide, practic, ideea, sau mă rog, tema de a înlocui acest tip de conflict politic cu cel stânga-dreapta. Și în acest moment, nu-i așa, poate mai bine între ei să se lupte, pe ceilalți îi scot în afara jocului, numai ei să se lupte, pentru că, evident, după ce se termină alegerile, după ce primarii și președinții de Consiliu Județene își vor pune parlamentarii, că doar nu credeți că alta este formula, își vor pune parlamentarii, când vor trimite candidații la președinție care să reușească să fie nu o tracțiune neapărat pentru țară, ci o tracțiune pentru partidele lor, tocmai pentru un scor bun la parlamentare, după aceea, să nu vă birați, probabil că din nou se va rebate palma pentru, în mod evident, solidaritatea în scopul apărării României. Deci, în acest moment, după părerea mea, toată această discuție e ușor ridicolă, îmi pare rău pentru purtătorii de mesaj care încearcă să vă convingă pe dumneavoastră și implicit pe noi de faptul că dilemele în legătură cu căldura, olimpiada sau începerea anului școlar sunt niște teme care se ridică la nivelul lor și generează o stare de tensiune. Nu, de fapt, răspunsul în legătură cu candidații la președinție nu poate fi dat în acest moment, dar nu o să spun asta. Și în al doilea rând, genul de paradigmă legat de lupta politică va fi, într-o formă sau alta, concretizat. Candidatura lui Iohannis pentru secretarul general, mă rog, este o temă, dar nu neapărat ea în acest moment ocupă spațiul și tensionează relațiile între partenerii, care sigur că au stat împreună ca nouă să ne fie bine și țara apărat. Părea că nu, sau pare că nu sunt gata cu candidații, asta ne spuneți, nu? Ăsta e aranjamentul? În mod sigur nu. Nu, noi ce nu sunt gata. Repet, deci, problema e că PSD-ul nu vrea 50-50. Că dacă ar vrea 50-50, adică cu alte cuvinte, o coaliție cu doi parteneri egali, ar fi foarte simplu să rezolvi problema asta, pentru că ar păstra guvernul și PNL-ul ar avea o garanție că nu vor fi victima unor manevre ulterioare, având Cotroceniu.
Deci, ori pe formula, formula asta nu e greată, deci PSD-ul nu vrea formula asta. Deci dacă PSD-ul nu vrea formula asta, înseamnă că vrea toată puterea. Pentru că eu am văzut cum e de la Cotroceni, stângă președinte Traian Băsescu, rolul președintelui în constituirea guvernului este extrem de important. Și dacă PSD-ul ar avea guvernul, eu vă dau un scris, că în 3-4 luni se reface coalția de guvernare și din momentul ăla toate guvernele se vor face cu PSD în frunte. Deci cine vrea să alinieze bine, cine nu, să ducă în opoziție. Ceea ce face ca orice aranjament din momentul ăsta, dacă nu se respectă această chestiune. Deci dacă nu avem o împărțeală, iar cealaltă variantă cu PSD-ul să aibă președinția și PNL-ul guvernul, repet, e scenariul pe care vă spun eu. În 3-4 luni avem guvern PSD, pentru că este foarte ușor de făcut chestiunea asta. Țineți cont că Constituția spune așa, dacă niciun partid nu are 50% după alegeri, cine face guvernul este decizia în mâna președintelui. Deci, constituțional, președintele, și asta înseamnă că poate să dea mandat de formare a guvernului și partidele pe numărul locul 2 sau locul 3, nu știu, politic. Sau unui tehnocrat. Sau unui tehnocrat. Deci politic rămâne să vedem la momentul, dar constituțional se poate. Deci atâta timp cât ei în continuare au discuții și se ceartă, mie asta îmi spun. Deci nu au o împărțeară egală 50-50 a puterii. Cine vrea mai mult decât are. Și normal că cealaltă parte simte pericolul și suntem unde suntem. Și povestea cu data e doar un fum. Nu este un fum. Deci PNL-ul e avantajat de anumite date și dezavantajat. Dar, și asta este un element. Dacă noi suntem parteneri egali și loiali, de ce mă dezavantajez? De ce vrei să mă pui într-o postură? Pentru că electoratul PNL-ului, într-adevăr, în august vom fi toți în concediu. Deci nu poți să pui alegerile în septembrie, că nu se știe dacă ai tăi. S-ar putea lumea să zică, nu mi-e mai important concediul meu decât să mă duc să votez sau fiind de felul ăsta. Știau și când au bătut palma. Era în alte condiții când s-a bătut palma. Vorbiți despre condițiile în care Klaus Iohannis ar fi putut avea o funcție la nivel european sau în NATO. Da, și varianta în care probabil că PNL-ul a fost tentat de ideea în care ar putea avea, prin iarăși virtutea Constituției, președinte interimar. Asta a fost. Și asta ar consolida deja, adică ar pleca cu șanse sporite prin însă și interimatul pe care l-ar asigura. Și toată această variantă a căzut odată cu dispariția șanselor. Unii își spun că se știa asta de la început. Într-adevăr, n-a avut șanse. Pe urmele celor spuse de domnul Fota, există o problemă cu o coaliție. O coaliție care este girată de un președinte provenit din Partidul Național Liberal are o anumită formulă. Președintele Iohannis a reușit să tempereze spiritele și să permită Partidului Național Liberal o oarecare libertate de manevră în interiorul acestor coaliții. Președintele Iohannis își termină mandatul și dacă un președinte este dat de PSD, acest președinte cu siguranță poate, unu, fie să constituie un guvern de facto monocolor PSD, fie să impună liberalilor condiții care să nu fie de 50-50 și de 60-40. Pentru că, de fapt, asta este problema fundamentală pentru Partidul Național Liberal. Ei de aceea țin atât de mult la un calendar care să permită maximizarea șanselor lor, pentru că realizează că, într-adevăr, un președinte nu formează neapărat cabinetul, dar poate contribui decisiv la basculare în momentul în care Parlamentul este fragmentat. Asta este, de fapt, una dintre misiunile președintelui și evident că această fantasma președintelui interimar care se instalează în rolul de președinte a contribuit foarte mult pentru că a fost un concurs de împrejurări nefast. Ambiția președintelui Iohannis nesusținută de un efort diplomatic pe măsură și ambiția liberalilor de a gândi că se vor plasa în siajul acestei candidaturi lui Iohannis și fostul premier Ciucă va deveni prin virtutea Constituției președinte interimar. E o problemă. Nu cred că este o problemă legată de scorurile, ci mai degrabă de perspectivă. De perspectiva că nesiguranță, de fapt, lipsa de încredere între parteneri. Că asta, de fapt, asta e problema este fundamentală. Și acum, și asta spune pe final, oricât ar părea de ciudat, singura formulă prin care poți înlătura aceste neînțelegeri este să realizezi ceea ce s-a realizat de mult, acum aproape un deceniu, acel pact de coabitare între președintele Băsescu și Victor Ponta. Adică să pui pe hârtie ce se poate face. E dificil. Nu vă așteptați pe mine să dau exemplu pe Victor Ponta, pentru că Victor Ponta nu era nici chiar idealul meu de om politic. Dar atunci, în acel moment destul de delicat, s-a trecut pe hârtie. Paradoxul face ca acel pact de coabitare să fie de negăsit.
am avut pe cineva care a dorit să-l consulte și l-a consultat doar citat. În materialitatea lui, domnule Fota, el nu mai există. Mă uit prin arhivă. Cum o fi? E vorba de o arhivă, poftim? Nu? O să mă uit prin arhivă. Personal, o provocare științifică, că tot vorbeam de curiozități științifice. Trecem imediat la informațiile pe care le primim în legătură cu faptul că Pentagonul este pregătit să trimită personal, militar, în Ucraina. E o informație pe care o obține CNN din trei surse de la Pentagon și aproape simultan primim și informația că în Coreea de Nord, la Phenian, Comisia Militară Centrală tocmai a anunțat că va trimite trupe de geniu în Ucraina, în Donetsk. În mod precis știm că vor merge militarii nordcoreeni în Donetsk, dar până atunci, apropo de funcțiile importante, da? Mark Rutte este secretar general NATO. Ursula von der Leyen este noua șefa Comisiei Europene. Lucrurile s-au așezat. Antonio Costa este președintele Consiliului European. Kaya Kallas va fi un alt reprezentant pentru politică externă. Și toată lumea se întreabă, mai e ceva și pentru Iohannis? Sau este caz închis? Klaus Iohannis nu mai are sau nu se mai poate gândi la vreo funcție dumneavoastră importantă? Dumneavoastră citați Politico, citați presă. Da. Nu există niciun fel de comunicat oficial în legătură cu aceste funcții. Se vorbește despre o înțelegere, o discuție care a avut loc între câțiva parteneri. În principiu se pare că Macron a fost prin intermediul lui Mark Rutte reprezentat, în care s-au stabilit aceste poziții. Până la urmă, Consiliul decide. Consiliul decide și Consiliul nu s-a întrunit. Se întrunește la sfârșitul săptămânii. Statele acestea pot veni cu o propunere, dar vom avea o certitudine după Consiliu. Până atunci vom vedea dacă ele se vor rezolva sau nu. Ceea ce privește pe Mark Rutte... Și decizia reclamă unanimitate. Absolut. Absolut. Și ați văzut reacția lui Orban Victor. Politico ne spune și care au fost așa zis și sporare, adică cine a negociat, cine a vrut principalele, ce și prin principalele cine? State, plus Grecia. Plus Grecia din partea Partidului Popular Îl vedem aici pe Kyriakos Mitsotakis. Da. Scholz, lipsește. Va fi între trecem la socialiști. Da. O să-l vedeți. Dar și pentru Sonciaz este tot socialist. Ca și Olaf Scholz. Emmanuel Macron, deci exact cei despre care discutam. Politico. În principiu este vorba despre discuții care s-au purtat de fiecare dată. Vor încerca să prezintă o poziție comună. Dar deja, după cum ați văzut, Orban Victor, care este marele perdant al negocierilor din momentul de față, a spus că este intolerabilă această înțelegere. Acum, în ceea ce privește pe Ursula von der Leyen, este sprijinită, pentru că trebuie să aibă un sprijin parlamentar, de cele trei formațiuni centriste din Parlamentul European. Populari, socialiști și democrați și liberali, Renew. Are 399 de voturi, probabil că va avea și voturi din partea Italiei, cel puțin din partea doamnei Meloni, care a devenit un actor în doar 2 ani de când este prim-ministru, un actor european important. A reușit să-l păcălească pe Victor Orban, introducând pe ascuns aur în familia conservatorilor europeni pentru ca Orban să nu se poată asocia. Orban nu se poate asocia nici grupului Identitate și Democrație pentru că este prea excesiv după gusturile sale și cu atât mai puțin suveraniștilor. Deci Orban e foarte probabil să rămână cu Fideszul său în continuare în zona celor care nu aparțin niciunui grup politic european. În schimb, la 1 iulie, adică luni, preia președinția rotativă a Uniunii Europene. Bănuiesc că se va ajunge la consens. Și bănuiesc că acestea erau numele care... Și numele astea e posibil, sunt mari șanse să rămână, da? Dar ele erau cele despre care discutam, dacă vă aduceți aminte, și în discuțiile noastre. În mod particular, Antonio Costa îl nemulțumește pe Klaus Iohannis pentru că are o problemă cu un dosar. Nu, dar nu Klaus Iohannis a ridicat problema Antonio Costa și nu consider. Și Klaus Iohannis a vorbit despre această pată. Cei care au ridicat au fost cei din Balcanii Orientali, slovenii, au ridicat această problemă din partea popularilor. Altfel spus, popularii ar fi avut niște obiecții și asta a făcut ca în întâlnirea informală precedentă a Consiliului să nu se ajungă la un compromis. Știți care e întrebarea pe care și-o pun mulți? Gata, s-a închis șantierul ăsta, aspirația lui Klaus Iohannis? Dar trebuie să spunem că da.
În principiu, s-a închis. În principiu nu cred că socialiștii, care sunt esențiali în construcția unei majorități, sunt dispuși să împartă funcția de președinte al Consiliului în două. Adică o jumătate, jumătate altcineva, eventual Klaus Iohannis. Iulian Fota. Ambiția președintelui, gata. Nu știm asta. Bine, ambiția poate să fie dincolo, poate și de oportunități. Nu, negociile nu sunt poate încheiate. Să identifice alte oportunități. Deci, momentul de vineri sau, în fine, când va fi reuniunea, trebuie așteptat, pentru că negocierile în continuare se poartă. Mai sunt o serie întreagă de discuții de lămuri, dar cele patru, și eu cred că cele patru funcții mari, astea sunt. Și se pare că au majoritatea în Parlament, adică nu văd niciun alt impediment care să mai deraize acest proces. Inclusiv povestea, am înțeles că, până la urmă, totuși, vis-a-vis de viitorul președinte al Consiliului European, ar fi fost niște confuzii, s-ar fi creat de nume. Adică, parcă se clarifică lucrurile astfel încât ce Uniunea Europeană în perioada următorului an va fi condusă pe această formulă pe care deja presa o speculează și sunt politici care au resurse foarte bune la Bruxelles, sunt foarte bine conectați, deci sunt convins că nu speculează departe de adevăr. Vom mai vorbi în seara asta despre cursa asta de infarct din Franța. O dezbatere care a avut loc aseară și se pregătește Marea Britanie. Astea cele două... Vine și Marea Britanie. Săbi deasupra capului democrației europene. Dar până acolo să lucrăm cu ce avem. În Uniunea Europeană și din întrebarea pe care ne-o punem și o să vă invit să ne răspundeți este dacă oamenii ăștia pe care îi știm și care sunt cu toții, nu știm despre Antonio Costa, dar toți ceilalți sunt antiputiniști convinși. Și Antonio Costa. Și Costa, a fost cât se poate declara, Portugalia a fost cât se poate declara în sprijinirea Ucrainei și împotriva Rusiei. Nu avem dubii aici. Vă propunem acum pe Kaja Kallas, este azi mâine fostă prim-ministru în Estonia, va fi înalt reprezentant pentru politica externă. Iată ce spune despre Putin. Russia is making the demands, Russia is threatening, and now if we think that, oh, let's offer them something, then they actually get something that they didn't have before. And I've quoted this foreign minister, Alexei Gromyko, Soviet time foreign minister, several times, who said about the negotiation tactics of Soviet Union, three things. First, demand the maximum, do not ask, but demand something that has never been yours. Second, present ultimatums, you know, threaten. And third, do not give one inch in negotiations, because there will be always people in the West who will offer you something. And then in the end, you will have one third or even one half of something you didn't have before. Mm-hmm. So we have to keep that in mind all the time. E liniștitor, Cristian Diaconescu, gândul că toți oamenii ăștia importanți sunt antiputiniști, pentru că vom vedea imediat că în tabăra câștigătorilor alegerilor anticipate din Franța, cel mai probabil câștigătorilor, Putin e bine mersi infiltrat. Dar să vorbim despre cei patru acum. Kaja Kallas, într-adevăr, este extrem de respectată, puternic promovată de tot ce înseamnă Nordul, mai ales de Alexander Zumbaru, de președintele Finlandei. Deci ea nu este neapărat pe persoană fizică în această paradigmă. A avut oarește oscilații în ceea ce privește nominalizarea sa Macron. Dar lucrurile s-au rezolvat. Evident, trendul înăuntru Uniunii Europene pentru a determina o abordare majoritară din punct de vedere politic, e ministrul de externe al Uniunii Europene, este unul extrem de important și dacă acesta este categoric, iar persoana asumată, cum este von der Leyen, cum este Kaja Kallas, cum este și Costa, din foarte multe perspective, în ceea ce privește faptul că la est de Uniunea Europeană are loc un război de agresiune, reprezintă, după părerea mea, un semnal extrem de interesant, pentru că, într-adevăr, aceste mesaje amestecate, sigur, n-au câștigat prin zona conservatoare sau prin zona radicală creditul în Parlamentul European la care se așteptau, dar totuși reprezintă un anume tip de atitudine. Practic, toate aceste grupări parlamentare europeni ceva mai radicali sunt separați de faptul că nu fac împreună un grup, ei sunt aproape și în ceea ce privește diferența de gen, și în ceea ce privește încălzirea climatică, și în ceea ce privește mai ales migrația. Ce îi separă este Rusia. Ori în condițiile în care se dă acest semnal din partea majoritară în legătură cu consecvența unei astfel de atitudini,
nici opoziția, să spunem, ECR-ID sau, mă rog, acele grupări sau cei care sunt independenți, nu se poate coagula. Parlamentul European trecut, din 2019, a avut exact aceeași paradigmă. Polonezii, lege și Partidul Lege și Justiție, neacceptând niciun fel de parteneriat cu cei care, chiar de aceeași coloratură politică, aveau opțiuni proruse. Le Pen în acest moment este în aceeași logică. Meloni în acest moment este în aceeași logică. De aici are și decontul foarte serios Fidesul din multe perspective. Într-adevăr, cu Meloni au avut o problemă în ICR, aia individualizat pe ăștia de la AUR, n-are, e doar o un debușeu propagandistic. Jordan Bardella, cel mai probabil viitorul prim-ministru al Franței. Aseară dezbatere, francezii nu s-au hotărât cine a câștigat dezbaterea, a fost o dezbatere între lupii tineri și sondajele spun că partidul lui Jordan Bardella, partidul doamnei Le Pen, se apropie de 40%. Ultimele cifre îi dădeau 36-37%. Cel mai probabil, deci, acest tânăr de 28 de ani va fi viitorul prim-ministru și din toată dezbaterea de aseară a existat un moment în care i-a căzut fața, pur și simplu. Un moment care nu i-a plăcut deloc, l-a stânjenit, a fost întrebat în legătură cu Tamara Volokova. Tamara Volokova este o consilieră, este cetățean ruso-francez, este consilieră la partidul domnului Bardella, și este cea care a făcut legătura financiară între partid și un consilier al lui Vladimir Putin. Pur și simplu, aproape că nu a dat niciun fel de răspuns. Îl vedem acum pe tânărul Lup, răspunzând întrebărilor referitoare la eliminarea impozitelor pe veniturile celor care au până în 30 de ani. Il n'y a pas que l'immigration qui me préoccupe, il y a aussi l'émigration et le départ de jeunes talentueux, de jeunes diplômés qui ne trouvent plus le cadre pour vivre et travailler au pays. Et je souhaite que d'ici à la fin de mon action à Matignon, on puisse exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. Ah, ça veut dire que vous allez vous auto-exonérer d'impôt, vous avez moins de 30 ans. Je dis ça parce que je trouve cette proposition soyez pas totalement, mais totalement hors sol. Vous n'avez pas Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans paierait des impôts? Et un consultant ou un trader de 29 ans arrêterait de payer des impôts. Je suis très inquiet de voir que chaque année, on ait 200 000 de nos jeunes qui soient contraints de quitter le pays. Et moi, Kylian Mbappé a eu raison de partir, ou a eu tort plutôt de partir à Madrid, il aurait plutôt dû rester, puisqu'avec vous, il aurait été exonéré d'impôts. Mais pas simplement. Ça n'a pas de sens. Oui, mais vous prenez toujours l'exception. La justice fiscale, c'est qu'on paye en fonction de ses revenus. Non, c'est pas qu'on paye en fonction de son âge. Aici, domnul care l-a pus în dificultate este prim-ministrul în funcție. Repet, nu a reușit să dea răspunsuri în legătură cu această doamnă consilier, dublu cetățean, franco-rus. Doamna a făcut legătura unui împrumut pe care l-a primit partidul domnului Bardella și a fost în contact cu un spion rus. Astea sunt informații pe care le aveau intervievatorii la această dezbatere. Cât de îngrijorător este să afli că omul care are cele mai mari șanse să devină prim-ministrul Franței are aceste legături. Bun, despre legăturile fostului Front Național cu Rusia știm destul de bine, l-a menționat și domnul ministru. Problema cea mai îngrijorătoare în Franța este legată de prăbușirea forțelor politice tradiționale care au clădit practic Republica a Cincea. Pentru că pe partea de centru-dreapta republicanii goliști au fost pulverizați, iar pe partea de centrul stânga, socialiștii se află practic în acest nou front popular, care de fapt dominat ideologic și organizațional de extrema stângă. Iar în centru se află un partid nebulos, partidul prezidențial al lui Emmanuel Macron, și eu nu m-am ascuns niciodată, pentru că mi se pare corect să fim transparenți, nu m-am ascuns niciodată simpatiile față de linia golistă care a însemnat atât de mult în politica franceză și sunt dezolat să văd că linia golistă este de fapt la ora actuală ieșită practic din scenă, este irelevantă și că marele câștigător din punct de vedere al stridenței este etatismul. Fiindcă dacă vă uitați cu atenție la actorii acestei drame franceze, doi din trei sunt etatiști.
atât Noul Front Popular cât și Rassemblement Național sunt formațiuni etatiste. Iar la mijloc se află conglomeratul macronist, care e, într-un fel, poate mai multe feluri, responsabil de implozia centrului dreapta, pentru că sunt foarte multe personalități care au părăsit familia golistă, cum este Rachida Dati, foarte importantă la macroniști. Rachida Dati era foarte apropiată și de fostul președinte Sarkozy. Eu nu încerc să apăr pe goliști. Deriva goliștilor este ea însăși documentabilă, pentru că și François Fillon era un om politic legat foarte puternic de interesele ruse. Asta este o altă problemă. Iar Sarkozy însuși avea o atitudine față de Federația Rusă problematică din punctul nostru de vedere. Dar este limpede că în Franța sistemul electoral care permite un al doilea tur de scrutin va crea cele mai mari dileme, în modesta mea opinie, fiindcă s-ar putea să asistăm la confruntări de la triunghi, la confruntări directe între oamenii domnului Bardella și Noul Front Popular și să vedem unde se vor plasa votanții macroniști sau unde se vor plasa votanții Noului Front Popular dacă opozanții lui Bardella vor fi macroniștii. Asta este, de fapt, principala problemă în Franța, moștenirea președintelui Macron. Este simbolic faptul că în Franța Macron a cedat prin planul propriului său prim-ministru, fiindcă Macron este, pe drept sau pe nedrept, profund impopular. Se poate argumenta că bilanțul său nu este într-atât de întunecat pe cât este prezentat, dar percepția este catastrofală. Deci e un moment, într-adevăr, și a spune... Catastrofală, e îngrijorător. Eu aș fi un pic mai nuanțat aici, că e îngrijorător momentul, dar Macron mai are 2 ani, sau 2 ani jumate. Da, dar, eu cred că a putut aici o mișcare foarte inteligentă. Mergând pe un parlament fragmentat. Ok, sigur. A zis, vreți guvernare? Ok, luați guvernarea, demonstrați ce puteți face. Deci, Nu vor avea, pentru că într-un parlament fragmentat, președintele are libertate de manevră. Eu cred că sunt încă e timp, în 2 ani sau 2 ani jumătate, ca centrul francez să reziste, găsind o formulă prin care, într-adevăr, pentru că miza mare a jocului de putere în Franța, ca și în România, e până la urmă președintele, iar președintele francez este mult mai puternic decât președintele român. Deci eu cred că aici președintele francez pur și simplu a sacrificat guvernul pentru că trebuie să dea electoratului satisfacție, pentru că lucrurile sunt clare, cu speranța că va salva președinția peste 2 ani sau 2 ani jumate când sunt alegerile în Franța, rămânându-i poate suficient timp să găsească un continuator. Dacă vă uitați la scorul centriștilor lui Macron și scorul foștilor goliști, el este cam cât obținea centru-dreapta francez clasic. Asta este azi cu familiile goliste și da, erau, este... să nu uităm că erau și giscardieni, era o familie politică foarte comună, și Bayrou și mai mulți. Erau liberali autentici. Dar nu e catastrofală. Și aici mai trebuie să spunem un lucru. Am ieșit mult mai bine din alegerile astea europene decât credeam. M-am temut de ceva mult mai rău. Centrul rezistă și asta este foarte bine. Perspectivele în Germania sunt bune pentru că vor veni creștini democrații. Deci în continuare orientarea pro-europeană, pro-democratică va rezista. E o veste bună care vine și dinspre Atlantic. Deci înțeleg de la mici pe care am acolo că republicanii în sfârșit au înțeles pericolul izolaționismului. Nu. Votul, deci... Sondajele de opinie indică o egalitate cum n-a mai fost. Da, ba deci, chiar un mic avans pentru Joe Biden. Ce se întâmplă? Și cum au scos, deci, pur și simplu establishmentul american s-a mobilizat și a explicat, inclusiv cu informații clasificate, tabloul, situația. Sunteți optimist. Da, nu, știu, e realist. Urmă, am niște particular, informații care optimist, sper să fie, să se confirme. Care e miza? Deci, republicanii au înțeles că toate aceste evoluții, Hamas cu Israelul, Ucraina, sunt China, sunt legate. Exact. Și că, de fapt, nu pot să pierd într-un loc, că pierd pe tot tabloul și America va fi pusă în defensivă. Și cei care sunt antichinezi au devenit favorizant. Deci curentul izolaționist, și asta este o veste foarte bună care vine, este în restrângere. Deci, republicanii se mută în continuare spre o poziție clasică americană de participare, de implicare, ceea ce este extrem de important și pentru noi. Așa cum și cu Franța, Franța e a doua țară implicată în Marea Neagră după SUA. Deci, implicarea occidentală în România, de fapt, înseamnă Franța și Statele Unite. De aceea suntem și îngrijorați despre mâna lui Putin în politica din Franța. În Franța, Putin a reușit mai mult decât să-și mai introducă mult o consilieră în grupul RN. Revin încă o dată, Reuniunea Națională și nu Adunarea Națională, pentru că se confundă cu Camera Inferioară a Parlamentului, Asamblea Națională, Adunarea Națională. Dar revenind,
Franța este una din victimele ilustrative ale războiului hibrid pe care Putin l-a dus de la început. În 2017, Macron era singurul candidat care nu era ghidat de la Moscova cu șanse de a intra în prezidențiale. Marine Le Pen, Mélenchon și Fion, cum foarte bine a explicat. Fion care venea din zona golistă, fusese prim-ministru, avea un fost ministru și un sprijinitor care recunoștea anexarea Crimeei, care între timp a trecut la RN, a trecut la Rassemblement Național, la Reuniunea Națională, a candidat la alegerile regionale din PACA, din sudul Franței, pentru ei. Și asta ne arată cât de gravă e situația. Da, vestele galbene erau deja o reușită a războiului hibrid. Știm deja, și cred că mă repet, cred că am mai spus-o în emisiunea dumneavoastră, din analizele pe care Facebook le-a făcut în 2018, în timpul alegerilor de la jumătatea mandatelor din Statele Unite ale Americii, au urmărit și grupurile de pe Facebook din Franța și au constatat că erau câteva zeci de grupuri care aveau între sute și câteva zeci de mii de participanți care erau controlate din Rusia și au avertizat Franța. Eu nu cred că Macron a fost naiv din punctul ăsta de vedere. Ceea ce s-a întâmplat în Noua Caledonie este un element în plus. Deci în Franța au reușit în foarte mare măsură, folosind însă fisurile care există în societatea franceză, să creeze această stare de spirit antimacronistă, dar eu nu sunt atât de pesimist. Sistemul electoral și bazele locale ale partidelor vor conta. Nu sunt așa de convins că republicanii, foștii... Sunt implantați în teritoriul destul de bine. Sunt implantați și cred că vor rezista. Ei sunt rupți în momentul de față între două tendințe. De fapt, ce spune presa franceză este că RN-ul rămâne principal, acest nou front popular convinge, dar rezistă centrul. Pentru că la 20% nu vorbim despre o înfrângere. Și turul al doilea va fi definitor, iar în turul al doilea e o problemă. Aceste atacuri antisemite, inspirate în mare măsură de extrema stângă melanșonistă în Franța, îi fac pe unii evrei luptători împotriva nazismului, cum este Serge Karsfeld, să spună că în turul al doilea o confruntare între Reuniunea Națională și candidați nu neapărat ai Frontului Popular, ci ai grupării Mélenchon, va vota cu Frontul Național, va vota cu Reuniunea Națională. Pauză. Neapărat trebuie să luăm pauză și când ne întoarcem, sper să avem timp să vorbim despre Trump. Sigur avem timp să vorbim despre cele două vești care vin de la Washington și de la Fenian. Vă așteptăm. Piața universității e plină, oamenii se bucură, echipa națională a României merge în următoarea etapă a campionatului european din Germania, imagini în direct și stăm de vorbă cu Vali Stan, ne relatează ce se întâmplă acolo. Vali! Bună seara, Cosmin! O bucurie de nedescris, o bucurie pe care mai bine vă arătăm. Sunt peste 3.000 de oameni aici, în centrul capitalei, în piața universității. Cu toții se bucură, cu toții se bucură pentru acest rezultat. Asta se întâmplă în piața universității de aproximativ 2 ore. Vă spuneam, peste 3.000 de oameni care au blocat pur și simplu centrul capitalei. Nu se circulă pe Bulevardul Regina Elisabeta. Oamenii cu siguranță că vor rămâne aici și în orele următoare. O bucurie pe care mulți n-au mai trăit-o până acum, pentru că în mare parte sunt oameni tineri. Oameni tineri care nu au prins niciodată, nu au trăit niciodată astfel de momente, să vadă naționala calificată într-o fază eliminatorie. Sunt folosite petarde, sunt folosite fumigene, este un spectacol imens aici în centrul capitalei și spuneau oamenii că vor rămâne foarte mult aici pentru că merită sărbătorit acest moment. România câștigă grupa de la Europeanul de fotbal și
În continuare vin oameni din alte părți ale Bucureștiului, am văzut imagini de la metrou, au fost momente în care stațiile de metrou din centrul capitalei erau blocate pur și simplu, nu au fost incidente până acum și este greu de crezut că vor fi, deoarece oamenii sunt fericiți, oamenii vor să sărbătorească, cu siguranță că sunt și foarte multe forțe de ordine, sunt jandarmi în această zonă, se asigură că nimeni nu încalcă legea. Mulți dintre oamenii pe care vedem în imagini au văzut meciul împreună, am fost alături de ei în centrul capitalei, am fost în piața George Enescu, unde a fost proiectat meciul, foarte multă emoție, foarte multe sentimente sincere, până la urmă o bucurie sinceră. Iată, tinerii despre care vă spuneam nu știu cum să se bucure, pentru că este pentru prima dată când ei văd naționala de fotbal calificându-se, trecând mai departe în fazele eliminatorii și în ce stil, cu o victorie, cu 3-0 împotriva Ucrainei, cu un rezultat întors împotriva Slovaciei, în momentul în care a fost executat acel penalti de către Răzvan Marin, toată lumea și-a ținut respirația, iar după gol, oamenii pe care vedeți în imagine au sărit pur și simplu, s-au aruncat sticle de suc, ochelari de soare, a fost un haos de nedescris, o bucurie din nou. Mă repet, dar este o bucurie sinceră pe care învățăm să o trăim împreună. Vom reveni în piața Universității în transmisiune directă pentru imagini, pentru impresii, pentru atmosferă, dar vă reamintesc veștile pe care le-am primit astăzi. Mai avem puține minute la dispoziție și vreau neapărat părerile invitaților noștri în legătură cu faptul că CNN află din trei surse de la Pentagon că Pentagonul ia în calcul să trimită personal american în Ucraina, este vorba despre instructori și tehnicieni. Aproape simultan aflăm că la Phenian, Comisia Militară Centrală emite un comunicat prin care spune că în Donețk vor ajunge militari nordcoreeni, este vorba despre geniști, luna viitoare vor ajunge acolo, este vorba despre o înțelegere care face parte din alianța militară agreată de Putin cu Kim Jong-un atunci când, acum două săptămâni, a fost la Phenian. A fost întrebat și un purtător de cuvânt al Pentagonului în legătură cu trimiterea de trupe nordcoreene în Ucraina. Răspunsul a fost, acum dacă m-aș ocupa de managementul militar în orice țară și s-ar pune problema trimiterii ca în calitate de carne de tun a soldaților noștri în Ucraina, poate că m-aș mai gândi și a doua oară. Și facem rapid un tur de studiu în legătură cu aceste două vești. Vă rog, domnule ministru. Evoluții vor fi, în mod evident, o implicare și de o parte și de alta va fi din ce în ce mai clară. Unde se ajunge, foarte complicat de spus. Într-adevăr, summitul de la Washington al Alianței va fi unul extrem de interesant în legătură cu mesajele și categoriile de decizii care urmează să fie luate. Și un singur lucru aș mai adăuga, probabil că Beijing se uită cu foarte mare atenție la jocul pe care îl face Corea de Nord în relația cu Federația Rusă, astăzi când vorbim, dar e mult prea elaborată povestea ca să intru foarte mult în detaliu. Puteți să faceți o diferență între personalul? Expresia în limba engleză este contractors. Military contractors, contractori ai Pentagonului. Da, asta, ei au mai multe. Asta nu înseamnă neapărat sunt actori economici. Nu, sunt mercenari, da, companii private. Pentru un anumit. Da, spre deosebire de coreeni care trimit oameni în uniformă, sunt militari armatei nordcoreene. Contractori privați în Corea de Nord. Deci acolo totul e de stat. Deci ai o acțiune de stat. E vorba despre o intrare acestui stat în războiul din Ucraina? Statul e deja implicat în războiul din Ucraina. Furnizarea de obuze, da. Prin ajutorul militar. Ce vedem aici este o consolidare a celor două tabere. Fiecare tabără se consolidează pentru următorii ani, ceea ce se arată odată în plus că va fi lung. Și doi, e un element care iarăși
întărește teza că, da, suntem într-un alt război rece. Suntem în al doilea război rece, doar că de data asta componenta asiatică e mult mai bine conturată. Într-un fel, știți ce e foarte interesant? În geopolitica occidentală, linia asta simbolică, care pleacă de la Narva, care e undeva în Marea Baltică și vine în Nipru, unde se varsă Nipru, e considerată linia de cum să spun, acces Asiei în Europa, apropo de mongoli și de alte invazii care s-au petrecut. Deci, Ucraina aici nu e numai integritatea ei și suveranitatea ei ca miză mare. Este vorba și de modul în care, cum să spun, cele două continente, Europa și Asia, dacă vreți, se raportează ca balanță de putere unele la altele. Deci, ăsta e un element extrem de interesant, dar, după părerea mea, cu efecte pozitive în timp. Pentru că, exact ce vă spuneam mai devreme, asta va întări și mai tare convingerea celor care insistă în momentul ăsta că nu putem rezista și câștiga decât dacă rămânem împreună. Deci, apropo de republicani care renunță la izolaționism și realizează că nu se pot, cum să spun, deroga de responsabilitățile pe care le au. Deci, adevărul ușor, este, cum a ieșit la suprafață și povestea cu Iranul și în momentul ăsta nu mai are nimeni niciun fel de dubii că Iranul, de fapt, este marea problemă atunci când vine vorba de Israel. Deci, se decantează niște lucruri pe care le bănuiam, le intuiam, dar în momentul ăsta sunt vizibile pentru toată lumea. Și în felul ăsta nu mai poți să te joci cu concluzii, nu te mai poți juca cu măsuri de mâna a doua sau diluate, apropo și de discuția pe care o... Deci, stânga franceză nu se poate să fugă de această responsabilitate. Interesele Franței sau ale Rusiei? Pentru că lucrurile astea, când înainte erau estompate și vagi, te mai putea juca cu ele. În momentul ăsta, când sunt atât de clare și de vizibile, oamenii vor trebui să facă și să aibă opțiuni. Și ăsta este ceea ce cred că încearcă și Macron acum, să forțeze lumea să gândească și să privească adevărul în față. Domnule profesor Stanomir. Sigur, este o diferență fundamentală. Contractorii privați sunt un personal militar care nu este personal militar guvernamental american. Nu să fie personal militar. Exact, pot să fie, dar mă refer chiar, da? În vreme ce trupele Nord-Core, dacă se dovedește, sunt trupe ale singurului operator militar, care este statul nord-corean. E într-adevăr vorba de o largă coaliție, ceea ce se numește deja o axă a răului, care reunește pe chinezi, pe iranieni, pe ruși și pe nord-coreeni. Pentru Federația Rusă, însă, pe termen lung, principala provocare va fi, cum spunea și domnul ministru, chestiunea negocierii relației cu acești noi aliați asiatici, în particular cu Republica Populară Chineză, fiindcă pe termen lung agresivitatea necontrolată a lui Vladimir Putin riscă să transforme Federația Rusă într-un client al Beijingului și riscă să încurajeze Coreea de Nord să meargă și mai mult pe drumul competiției sale nebunești cu Coreea de Sud, fiindcă e interesant că la ora actuală ambele Corei, domnule Fota, sunt implicate pe continent. Coreea de Sud este furnizor important de armament pentru noi și pentru polonezi și nu doar, ci pentru și furnizor de tehnică militară indirect pentru ucraineni, în vreme ce competitorul nord-corean este prezent. Deci, practic, războiul rece este focalizat pe linia Ucrainei și linia Ucrainei este, de fapt, o linie simbolică care... E globală. Și e globală. E un război... Trecut a fost concentrat pe spațiul european, acum e global. Da, a fost deci întotdeauna și prin proxy războiul rece a fost un război global, că Angola sau Mozambic erau legate și de noi, pentru că și noi trimitem acolo atâta trupe. Cred că vom intra într-o nouă fază, odată ce alegerile din Franța și din Marea Britanie se termină. Campania americană intră într-o nouă fază. Mâine va fi deja prima dezbatere televizată între Biden și Trump. Vine. Mâine noapte. Mâine noapte, da. Deci vineri vom comenta în România, da. Dar joi în Statele Unite ale Americii. Lucrurile vor deveni din ce în ce mai clare. Statele Unite ale Americii înțeleg că trebuie să se implice mult mai serios. O fac prin ajutorul militar pe care îl trimit, dar este un semnal simbolic important, faptul că trimit experți, pentru că asta trebuie să înțelegem. Sunt experți care îi vor ajuta pe ucrainieni să folosească armamentul, eventual să folosească și tehnici. Exact, să folosească și strategii occidentale. Ei sunt deja unii dintre ei prezenți în cadrul acelor brigăzi
internaționale care acționează alături de armata ucrainiană, foști militari americani, dar acum situația va fi mult mai clară și vă aduceți aminte, nu sunt decât câteva săptămâni de când administrația americană ne spunea categoric nu vom trimite oameni acolo, în momentul în care președintele Macron ne-a anunțat că va să propune. Eu cred că în Franța lucrurile vor rămâne clare, Franța va rămâne în continuare alături de Ucraina în această zonă, pentru că era nevoie de o clarificare din punctul ăsta de vedere pentru lunile următoare. Sunt cruciale pentru că Rusia încearcă să provoace o contraofensivă în această vară, iar Ucraina trebuie să reziste și eventual chiar să recucerească unele teritorii și nu ne putem juca, timpul trece și nu trece neapărat în favoarea Occidentului. Ăsta e motivul pentru care cred că intrăm într-o nouă fază, iar această nouă fază se va contura... Timpul e de partea Occidentului. Nu știu. Că depinde. Că Putin... luați în primul rând, nu, dar luați în primul rând puterea economică. A, bun, puterea economică e una, războiul hibrid și succesele lui sunt alta. Astea sunt chestii, vor... Occidentul, măcar în momentul ăsta, abordează lucrurile tranșant. Deci Occidentul, americanii nici măcar în 2014 n-au luat Rusia în serios, deși i-a avea anexarea Crimeei. După ce s-au amestecat în ladrigele lor în 2016, americanii în sfârșit au tras concluzia că avem problemă cu Rusia, hai să ne uităm mai atent la ea. Mulțumesc. Deci se trezește lumea. Vă mulțumesc mult pentru atât am avut timp în seara asta. Andreea Popa, imediat cu ultimele informații, rămâneți cu noi.